Pastilla da fisico. Forza de frecare. Producerea unui foc, cățărarea în copac, ținerea în mâna a obiectelor, cusutul, răsfoitul unei cărți, scrisul și ștersul nu ar fi posibile fără frecare. Forța de frecare depinde de natura suprafețelor aflate în contact. Dacă suprafețele în contact sunt netede, frecarea este redusă. Dacă sunt cu asperități, frecarea este mare. Este mai greu să pui un corp în mișcare decât să-l menții în mișcare, deoarece forța de frecare statică este mai mare decât forța de frecare dinamică. Forța de frecare apare la suprafața de contact dintre două corpuri și se opune mișcării. Pentru a reprezenta corect forțele care acționează asupra unui corp pe plan orizontal, se reprezintă pe axa OX, forța de tracțiune și forța de frecare, iar pe axa OY, perpendicular pe planul orizontal, se reprezintă reacțiunea suprafeței și greutatea. Forța de frecare depinde de forța de apăsare exercitată de corp pe suprafața de contact, care este egală cu forța de reacțiune normală a suprafeței. Forța de frecare se calculează prin produsul dintre coeficientul de frecare la alunecare mu al suprafețelor aflate în contact și forța de reacțiune normală a suprafeței sau simplu normală. Forța de frecare acționează pe direcția și în sens opus mișcării, se calculează prin produsul dintre coeficientul de frecare la alunecare mu și normala suprafeței. În sistemul internațional de unități, forța de frecare se măsoară în newton. Putem măsura forța de frecare cu dinamometrul. La un corp cu roți, frecarea va fi mai mică față de un corp fără roți de aceeași masă. Pentru funcționarea mai bună a mecanismelor se folosesc lubrefianți. Alteori reducerea frecării poate fi dăunătoare, de exemplu acvaplanarea mașinilor pe timp ploios, când se formează un strat subțire de apă între roțile mașinii și asfalt, ceea ce reduce puternic frecarea, prin urmare mașina nu poate frâna corespunzător. Calculează valorile forțelor care acționează asupra unui corp cu masa egală cu 10 kg, aflat în mișcare uniformă, adică cu viteză constantă. Coeficientul de frecare mu este 0,1, iar accelerația gravitațională este 10 N pe kilogram. Masa corpului M este 10 kg. Coeficientul de frecare mu egal 0,1. Deoarece viteza este constantă, greutatea și reacțiunea suprafeței sunt egale, forța de tracțiune este egală cu forța de frecare. Greutatea corpului este egală cu 10 kg ori 10 N pe kilogram, egal 100 de N. Normala sau reacțiunea suprafeței este egală cu greutatea, deci tot 100 de N. Forța de frecare este egală 0,1 ori 100 N, egal 10 N. Forța de tracțiune este egală cu forța de frecare, egală cu 10 N. Atenție!
nu confunda normala sau reacțiunea suprafeței cu Newton, unitatea de măsură a acesteia. Forța de fregare poate fi statică sau dinamică, este orientată pe direcția și în sens opus mișcării, se calculează prin produsul μ/N, se exprimă în newton și se măsoară cu dinamometrul,